1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 24, citim împreună. Nu știți că cei ce alargă în locul de alergare, toți alergă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vestiji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vestiji. Deci eu alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Ci mă port astfel cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Amin. Vă invit să ocupați locurile, dragii mei, și cu toții să spunem slăviți să fie Domnul. Ne bucurăm să fim împreună. Avem harul acesta ca într-o vreme de restriște să mai putem asculta cuvântul Domnului și nu-mi doresc altceva decât, dragii mei, să fie benefic pentru fiecare dintre voi acest cuvânt. Îmi aduc aminte că într-o biserică eram prezent și un vas de lucru care a fost acolo a spus că Domnul a arătat cum fiecare din cei prezenți era simbolizat printr-un vas cu capac. La unii era capacul pus, aproape sigilat. Ăștia au venit numai să facă prezența. N-aveau loc să intre nimic în vas. Alții erau jumătate liber, luau ce le plăcea. La alții, care erau cei mai puțini, era capacul dat jos și au zis, Doamne, umple vasele noastre. Nu știu cum e vasul tău în seara aceasta, dar ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu satură după dorință tot ce are suflare. Doamne, mai hrănește-ne și în seara aceasta. Iubiții mei, de aproximativ o lună, în mintea mea stăruie un mesaj pe care l-am predicat într-o variantă mai scurtă la noi la biserică și într-o variantă mai lungă aici la voi, cu ajutorul Domnului, voi predica despre autodisciplină. Un cuvânt care nu ne place, un cuvânt care poate sună așa un pic diferit, însă vreau să vă spun că e același cuvânt, sau poate e asemănat cu același cuvânt care îl găsiți în roada Duhului Sfânt la final, înfrânarea poftelor, autocontrolul sau autodisciplina. Vreau să încep prin a vă spune că pentru a atinge orice țel în viața aceasta, e nevoie de sacrificiu și de disciplină. Repet, că nu v-am prins pe toți, încă sunt unii care vă uitați, în ce biserică mai mic, fata aia, băia acolo. Haideți să ne uităm aici, ascultăm de Domnul. Repet, în orice domeniu, dacă vrei să predici, dacă vrei să cânți, dacă vrei să slujești Domnului, ce vom vorbi mâine dimineață și mâine seară, dacă vrei să-ți întemeiezi o familie binecuvântată și să-ți cauți un partener binecuvântat, dacă vrei să ai biruință pe plan profesional și să fii un om muncitor, un om dedicat, un om care să lase un nume bun la locul de muncă, ai nevoie de două lucruri. Autodisciplină și sacrificiu. De exemplu, atunci când cineva vrea să ajungă olimpic la matematică pe Belgia sau la limba franceză sau flamandă sau engleză, colegii lui merg la fotbal, iar rămâne să învețe matematică. El face un sacrificiu. Un halterofil care 10 ani trage la fiară, deși nu vă recomand fiarele că sunt foarte periculoase, da? Vă dau un exemplu, că și Pavel îl dă din sport. El înainte să ajungă pe scenă să ridice 250 de kilograme sau 230, au avut 10 ani de muncă în ascuns pe care nu a văzut aproape nimeni. Sacrificiu și disciplină. El n-ar fi putut să ridice haltera aia din prima. El a avut un antrenament enorm, dar un antrenament repetat. Asta se numește disciplină. Iubiții mei, în această seară vreau să mai spun ceva foarte important. Doar cei disciplinați sunt liberi cu adevărat. Voi trăiți la școală, la facultate, la locul de muncă, unde sunteți, și vi se spune așa, bă, voi pocăiți, v-ați închis la minte, deci că aveți ochelari de cal. Voi nu vedeți numai biserică și rugăciune și cer și... Voi jocuri mecanice nu, pariuri sportive nu, bere cu alcool sau fără alcool nu. Bă, voi sunteți închiși la minte. Nu. Noi suntem liberi.
Aia care dau pe noi sunt închiși. În păcat, în viciu. Iubiții mei, vreau să înțelegem astăzi că doar cei disciplinați sunt liberi cu adevărat. Ceilalți sunt robi ai propriilor vicii înfrânți de păcat și fără niciun scop înalt în viață pe care îl vor putea atinge vreodată. Vreau să mai spun ceva. Și vreau să afișez asta așa cum aseară și în dimineață și mâine seară. Pentru că unii dintre voi o să vă întrebați, bun, dar pentru noi, pe înțeles, nu mai o definiție la autodisciplină. Iubiții mei, autodisciplina este abilitatea de a face ceea ce trebuie să faci atunci când trebuie să o faci, fie că ai chef sau nu. Aș vrea, nu știu cât o să vă scrieți, cât o să vă notați în seara asta, dar aș vrea să rămâneți în minte cu această definiție. Pentru că e extrem de important. Și vreau în seara asta, dragii mei, să ne ocupăm de autodisciplina în domeniul spiritual. Urmând ca mâine, cum spuneam, să ne ocupăm de autodisciplina în căutarea partenerului de viață, pentru că cei mai mulți din cei prezenți nu sunt descăsătoriți. Și apoi, în autodisciplina pe plan profesional, școală, facultate, locul de muncă. Vreau să începem cu autodisciplina pe plan spiritual și amintesc ceea ce spunea Domnul Iisus în Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Iubiții mei, sunt cuvinte interesante aici. Împărăția lui Dumnezeu, neprihănirea Lui. Dar un cuvânt foarte important e cuvântul căutați. Un prezent continuu. O disciplină continuă. O practică continuă. Pentru că această căutare, iubiții mei, nu este o căutare, mă, mă duc la biserică, o veni cineva, mă duc și eu, sau vedem ce o să fie. O seară mai special. E un proces continuu. Sfatul meu, la începutul acestui mesaj, pentru voi toți, este să-L puneți pe Dumnezeu pe primul loc în viața voastră și toate celelalte lucruri o să fie în ordine. Amin? Amin. Pentru aia avem de multe ori eșecuri în viață, pentru aia stăm de multe ori și nu știm ce să facem, ce să alegem. Pentru că nu-i Dumnezeu pe primul loc. Iubiții mei, ascultați-mă, dacă Dumnezeu e pe primul loc în viața noastră și în viața mea, disciplinele despre care voi vorbi în seara aceasta, 5 dintre ele, vor fi la loc de cinste în viața mea. Poți te rog să dai tu next? La mine nu mai merge. Prima disciplinele despre care vreau să vorbesc este disciplina rugăciunii. Disciplina rugăciunii. Acel moment, dragii mei, când stau de vorbă cu Dumnezeu, când eu îi vorbesc lui Dumnezeu. Și vreau să citesc un verset din Daniel 6:10, un verset foarte interesant și foarte important. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim, și fiți foarte atenți. Și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui. Cum făcea și mai înainte. Nu știu cum e la voi aici, nu știu foarte bine sistemul de învățământ belgian. Ceea ce știu este că în țară, în luna iunie, spre iulie, este bacalaureatul. Apoi în luna iulie, admiterea la facultate. În luna ianuarie sunt fel și fel de examene. Atâtea bilete primim la amon în lunile astea, rugați-vă pentru noi, zice, că avem bacalaureat. Avem probleme, zice. Mai primesc mesaje în fiecare zi pe social media. Hal de Cristi, zice, am școală de șofer mâine. Trebuie să mă bag pe rugăciune, dar bagă-te și tu cu mine. Vă rog să fiți foarte atenți la Daniel, iubiții mei. Daniel nu a zis, mă, până acum n-am avut timp să mă rog. Și că, uitați-vă în Biblie și studiați că era între cei mai bine pregătiți și cei mai cu responsabilități din guvern. Încă împăratul se gândea să-l pună pe primii trei. Așa au părut invidia. Daniel nu a zis, mă, până acum n-am avut timp de biserică. Dar acum, din cauza că vine prigoana, vin problemele, mă dăm de 3 ori pe zi. Iubiții mei, striga Domnul Sfânt într-o adunare nu de mult. Și ne-am scris aici ca să-l citez exact. Faceți-vă timp! Să aduceți la altarul meu cereri udate cu lacrimi ca să puteți avea biruință pentru vremurile care urmează.
Știți care e provocarea voastră și provocarea noastră în vremea în care trăim? Să poți să lași deoparte tehnologia. Să poți să pui pe silent, nu pe Dumnezeu. Că mulți au pus rugăciunea pe silent și au pus telefonul pe vocal. Să poți să pui telefonul pe silent și să poți să-ți faci un timp al părtășiei cu Dumnezeu. Și au zis Domnul, nu oricum, faceți-vă timp să aduceți cereri udate cu lacrimi. Mă uit la Daniel, dragii mei. M-am gândit că în fața gropii Daniel o să zică, frate, iartă-mă puțin, dar acum vreau să facem o seară prelungită. Vreau să pun înainte Domnului să văd lei de groapă de la cer sau de pădure. Nu știu. Iubiții mei, poate zâmbiți, poate nu zâmbiți, nu ăsta e scopul. Dar gândiți-vă că noi acum pentru noi e ușor, dar să ieși de aici din biserică și te aștept o groapă cu lei. Cât v-ați rugat la rugăciunea care urmează? Cred că până la 12 n-ar fi gata rugăciunea. Daniel nici măcar nu a zis, împărate, numai un minut dă-mi voie să facă. Nu! Așa o mărți ca și cum tot era ok. Și de ce cauză? Avea rugăciuni adunate în cont. Știți că în vremuri de criză, nu omul care și-a pus bani de o parte tremură, ci ăla care are datorii. Cum stai în această seară cu rugăciune? Iubiți tineri, am fost la o mormântare, la un privești, de fapt, în urmă cu o săptămână, joia trecută. La o bătrânică de aproximativ 75 spre 80 de ani. Erau cred că 20 de persoane prezente. Și nu m-a deranjat asta, că la Lazar cred că a fost mai puțin când a murit Lazar. Cum l-a bugat a fost mult. Știți? Ceea ce vreau să vă spun este că la finalul acelui priveg, băiatul care m-a chemat, nepotul acelei bunici, împreună cu soția lui, m-au chemat la masă să luăm masa împreună. Și am luat masa împreună. Și acolo la masă îmi spunea ceva extraordinar. Nepoata. Și spunea așa, frate Cristi, după ce bunica mea a închis ochii, eu fiind asistentă medicală, pe mine o căzut sarcina să o îmbrac. Să o pregătesc pentru plecare. Când am îmbrăcat-o, am avut ocazia să văd genunchii ei. Și m-am oprit și m-am cutremurat pentru că erau genunchi ca de cămilă. Mătătoriți, cu coș, cu piele din aia care să îi tare. Și mi-am dat seama atunci, în seara aceea, spunea sora aceasta, că multe din binecuvântările pe care noi le avem ca și nepoți, le avem din cauza, le-am avut din cauza unei bunici care au stat pe genunchi. Iubiții-mei, ascultați-mă bine. Voi habar n-aveți că multe din binecuvântările care voi le aveți, și poate le vom mai enumera duminică, se datorează unor părinți sau unor bunici care sunt țară sau unor străbunici care nu au mâncat poate în viața lor la KFC sau la Mac, nu și-au permis. Dar când a fost vorba de rugăciune, a fost prezent la rugăciune. Oameni care și-au pus casa la dispoziția Domnului. Oameni care noaptea când se trezeau, se puneau pe genunchi. Te-ai gândit că poate pentru asta câștigi cât câștigează în Belgia. Poate pentru asta e un loc de muncă. Poate pentru asta ești binecuvântat. Că cineva a stat pe genunchi pentru tine. Am o întrebare. Tu ce faci pentru generația care vine după tine? Că ei și-au făcut parte. Tu ți-ai făcut parte. Mă uit în viața de familie. Weekendul acesta împlinim 11 ani de căsătorie cu ajutorul Domnului și vreau să vă spun asta ceva foarte important. Cel mai important lucru într-o căsătorie nu sunt banii, nici casa, nici mașina, ci e comunicare. Comunicare. Noi cu două persoane am făcut legământ în viața asta. Cei căsătoriți, da? Cu soția. Și cei căsătoriți sau necăsătoriți ați făcut legământ și cu Domnul. Când comunicarea lipsește din familie, familia aceea merge spre destrămare. Când comunicarea lipsește în relația mea cu Dumnezeu, adică lipsește rugăciunea, viața mea de pocăință nu o să mai ducă mult. Am un sfat pentru tine în această zi. Fată, băiat, tânăr, părinte, n-aștepta ziua necazului ca să te rogi. N-aștepta groapa colegă să te rogi.
Începe de acum, din zilele bune. În Bucovina trăia fratele Lăzăreanu, un proroc al lui Dumnezeu, autentic. A murit mai de mult. A venit într-o zi un frate aici, un frate Lăzăreanu, când vine prigoana, eu sunt primul care mă încolonez după voi și vin cu voi. Și s-a uitat bătrânul Lăzăreanu și a zis, frate, mai întâi vin o masă la rugăciune și apoi mai vorbim. Mai întâi vin o masă la biserică. Mai întâi vin o joie la adunare. Că n-ai cum să ai biruințe mari dacă n-ai avut biruințe mici. Și acum Duhul Sfânt îmi aduce aminte ceva despre David. Toți l-au văzut pe David când îl ia cu praștea și o lovit pe Golia. Cine l-au văzut când omora leu și ursul? Unde vreau să ajung? Biruințele din public sunt doar rezultatul unor biruințe din privat. Și eșecurile din public sunt niște eșecuri din privat. Vorbeam cu soția, veniți pe Budapesta astăzi. De ce unii ajung în eșec? De ce unii ajung să cadă? Pentru că și-au permis cu ani de zile înainte să întrerupă relația cu Dumnezeu. Și știți cum au întrerupt prima dată? Prin rugăciune. Dar nu în public, că în public ține ochii închiși, să uite pastorul la el. Poate îl cheamă la final și îl întreabă ce-mi te rogi. Acasă nu se mai rog. Nu mai aveți de rugăciune. Spunea cineva și m-a plăcut foarte mult, nu știu dacă vouă vă place, dacă doresc să umilesc pe cineva, îl întreb despre viața lui de rugăciune. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că Iisus s-a rugat, Evrei 5:7. El este acela care în zilele vieții sale pe Pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăviască de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui. Vreau să mă întreb dacă Iisus Hristos a avut nevoie de rugăciune. Cristi Boare, o are nevoie? Tu ai nevoie? O atât mai mult ai nevoie. Iubiții mei, apostolii s-au rugat. Spunea Pavel în Filipeni 1:4, în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie. Nu cu iartă-mă rugăciune. Iar ne trebuie la așa, într-o biserică mare ca așa voastră. Fatele pastorul zis, avem iară zi de poș și obitul bine de sală. Ce vă întreb atâta rugăciune și vor mai terminați cu astea zi? Uitați ce spune Pavel, când îi trebuie să mă rog, când trebuie să mă închid în rodăniță, când trebuie să mă rog pentru voi, o fac cu bucurie. Cu bucurie. Doamne, dă-ne și nouă bucurie asta. Amin. Eram într-o zi la o nuntă lângă un băiat la masă. Și-a deschis telefonul și s-a uitat pe calendar. Nu știu că-l văd. Și am văzut calendarul lui cu roșu în fiecare zi și când e ceva cu roșu, parcă sare în minte. Am prăcat așa un pic să nu mă vadă. Și ce scria? Prayer time. Timp de rugăciune. Fiecare zi, cu roșu, avea o anumită oră care scria prayer time. Și alarmă pus. Indiferent unde sunt, indiferent ce fac, indiferent cu cine vorbească. Eu am un timp de rugăciune cu Dumnezeu. Nimeni nu-i vede calendarul. Dar peste câțiva ani când o să vedeți biruințele acestui băiat din public, să știți că se datorează unor biruințe din privat. Unde relații cu Dumnezeu autentice. Închei primul punct. Prima disciplină pe care nu poți să o neglijezi. Și te rog în numele Domnului astăzi, nu o neglija. Închei spunându-vă că în statul de unul de la Americi este un frate predicator, un frate postos, se numește Robert. Am ascultat de la el mărturia aceasta și spunea el despre bunicul lui. Nu mai rețin numele bunicului, dar ceea ce rețin este că cu peste 40 de ani în urmă, bunicul lui Robert, bunicul acestui păstor, lucra la fabrică cu un frate credincios, cu un frate pocăit pe nume Alexandru. Alexandru nu era predicator, nu era cântăreț, dar avea o misiune. Totdeauna la fabrică, profita de orice moment să spună despre Dumnezeu. Cu cei care se împotriveau, cu cei care respingeau mesajul, le spunea așa, uite, vă plătesc o masă la restaurant. Ce vreți voi, vă luați? Dar îmi dați voi cât timp mâncați să vă spun despre Domnul. Și într-o zi eu ajuns la bunicul lui Robert, care s-a împotrivit, dar când am auzit de restaurant, bunicul lui Robert a zis către tata lui Robert, care era un adolescent ca și unii de aici, dintre voi, 16-17 ani, mă zice, Robert, bineînțeles că nu era ascultat atunci. Hai să mâncăm o mâncare galbă după pocăitor, dacă nu strică. Și-o plecat la restaurant, o mâncat, o zis, bă, suportăm acum o oră cât ne bate la cap ăsta cu mântuirea și cu pocăință, înapoi, dar măcar am mâncat bine. Pe scările restaurantului, cu
copilul, da, tatăl lui Robert, adolescentul acela, a zis, mă, cred că ce-a zis Alexandru ăsta, cred că are logică, are valoare, are importanță. Acolo, pe scările restauratului, tatălui Robert se pocăiește, bunicul niciun caz, da, lui Robert. Au trecut peste 40 de ani. Din cauza că acel tânăr s-a pocăit, Robert s-a făcut în credință, a beneficiat de educație bună, astăzi este păstor în America, cum vă spuneam. În urmă cu 2 ani, Robert primește un telefon de la bunicului care era pe patul de moarte. Și spune, Robert, vii și faci botezul. Ăsta era să scapă telefonul meu. Păi băi, bunicul meu a fost un ateu convins. De câtă vreme îl știu, nu vrea să aude Dumnezeu de pocăință. Tu oare de ce mă cheamă? O mers și l-a întrebat. Și bunicul a spus așa, auzi. Și a spus toată istoria pe care eu v-am spus-o. Și a zis așa, nu pot să mor pentru că vorbele lui Alexandru de acum, de peste 40 și ceva de ani, îmi stau în mine. Îmi dau seama că nu pot să plec din viața asta fără să închei legământ cu Dumnezeul lui Alexandru. L-a botezat, eu făcut mărturisirea, l-a botezat și a zis, bunicule, hai să facem o bucurie la Alexandru, poate mai trăiești. Zic numele de familie, eu zic numele de familie, l-a căutat, l-a găsit până urmă, o dat telefon. O voce stinsă a unui bătrân, a unui om ale Dumnezeu. O zic, cine sunteți? Și-a spus toată istoria. Și bătrânul a început să plângă, Alexandru a început să plângă. Și-a zis, Robert, de ce plângeți? Chiar așa vorbe și data asta. Atunci Alexandru a spus așa, pe ultima pagină din Biblia mea, i-am scris pe tot aceea cu care am ieșit la restaurant, cât timp am lucrat la fabrică și care s-au împotrivit mesajul Evangheliei. Peste 100 de oameni. Pe cei care au acceptat mesajul, nu i-am mai scris eu, că eu scris Domnul Șer. Dar pe cei care s-au împotrivit, i-am scris aici. De peste 40 de ani, mă rog pentru fiecare. Și în fiecare an primesc câte un telefon, două, trei. Și îmi spune, auzi, eu sunt cu tare. M-am pocăit din cauza că la restaurant o mai spus de Dumnezeu. Iau un pic, spune Alexandru, și fac semnul acela, checkmark. Da. Și-a zis, Robert, știi de ce plâng? Sunt bătrân, sunt în vârstă. Singurul la care era făcut semnul, era bunicul tău. La toți ceilalți am făcut semnul acesta. Și am zis, Doamne, oare chiar să mă lasă să plec din viața asta fără să am și rugăciunea asta ascultat? Robert, vreau să spun ceva. Avem un Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Pot să plec cu curos și pot să plec liniștit. Mi-am trăit viața cu folos. N-am bătătorit podeaua și genunchii degeaba. N-am făcut din disciplina rugăciunii doar așa ceva de second hand. Am făcut ceva de primă clasă, am pus preț. Și Dumnezeu și-a onorat și m-a ascultat. Slăviți să fie numele Lui. Roagă-te! Dacă te vei ruga, va începe o trezire în viața ta, va începe o trezire în școala ta, va începe o trezire în familia ta și vei vedea biruințe după biruințe. Amin. Doi, o a doua disciplină, dragii mei, pe care trebuie să o avem în viața noastră, este disciplina citirii Bibliei. La rugăciune, eu îi vorbesc cu Dumnezeu. Lucrul esențial, lucru simplu, dar știți unde avem probleme, nu cu alea complicate, cu alea simplă recomandă. Știm să facem terță și clartă și clintă dacă e nevoie. Știm să intrăm, să spargem, să intrăm pe Linux, să facem tot, știți. Mulți știți de aici. Dar mă uit la copiii mei când dau de telefon, deși încerc să-i făresc. Acum am intrat pe YouTube astăzi, tot istoricul meu e așa, să nu mă dă să uităm. Am zis, mă, fii atent. Știu să facă lucrurile complicate. Noi știți unde dăm greșe. La ce ne simte de aici? Iubiții mei, prin rugăciune îi vorbesc eu lui Dumnezeu. Când citesc Biblia, îmi vorbește Dumnezeu mie. Eu sau unul cu opt. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei când trebuie să predici. Așa scrie. Cuget asupra ei când dai examen la teologie. La pastorație. Auzi, ia-ți Biblia cu tine când trebuie să te însori. Să vadă soțul că ai Biblia cu tine. Nu. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Am o întrebare, oprindu-mă. Cum pot să fac tot dintr-o carte dacă nu cunosc toată cartea? Căci atunci când
Când vei cugeta zi și noapte, când va fi un lucru repetat, o disciplină, indiferent de vremea de afară, indiferent de cât de ocupat sunt, citesc, citesc, citesc. Când cuget, când fac tot ce este scris, spune Biblia, vei avea izbândă în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Iubiții mei, uitați-vă voi acasă cât din Biblie reprezintă partea aceea unde ajunge la Iosua. Atât. Nu atât cât Biblia astăzi. Atât. Și-o zis Domnul, dacă atât faci, îți dau biruință. Au avut Iosua biruință? Vreau să spun astăzi că toate biruințele vieții tale depind de relația cu Scriptura. Din ce cauză? Dragii mei, eu nu pot să fac voia lui Dumnezeu dacă nu cunosc voia lui Dumnezeu. Să vă dau câteva argumente ca să vedeți că merită să știm Biblia. 2 Timotei 3:16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Câteva lucruri practice despre Biblie. Biblia a fost scrisă într-o perioadă de aproximativ 1500 de ani. Când mai vin la voi colegi, da, de la școală, de unde sunt ieri, și spun cum pot să demonstrez că Biblia e cuvântul Domnului inspirat? Că și alte cărți sunt frumoase. Deci cartea asta e unică. Uitați de ce cartea asta e unică. Pentru că a fost scrisă, da, într-o perioadă de aproximativ 1500 de ani, de aproximativ 40, nu de autori, de scriitori, autorul Dumnezeu. Diferiți. Explicați-mi și mie cum pot 40 de oameni, timp de 1500 de ani, să scrie lucruri care nu se contrazic unul cu altul. Știți cum? Când Duhul Sfânt e acolo, asta se întâmplă. Autorii Bibliei vin din culturi diferite, că dacă erau 40 de oameni care erau toți trecuți prin școala de teologie, cea mai tare din lume, aș fi înțeles. Mă, o scris unul, o lăsat la altă, la altă, la altă, la altă, o copiat o parte, mai pus de la el, nu. Toți autorii ăștia 40 vin din culturi diferite, cu educații diferite. Petru era pescar. Nici măcar Petru, el nu a scris. După dictare a scris Ioan Marcu. Da? Pavel teolog, Daniel prim-ministru, Asaf muzician, Matei Varmeș, Luca doctor și exemplele pot continua. Scrise în diferite locuri. În deșert, Moise, în închisoare, Pavel și Ieremia, în palat, David, Solomon și Daniel, în călătorie, Luca, în captivitate, Ioan și Ezechiel, în război, David și Iosua. Scrisă în 3 continente diferite pe teritoriul de azi, al Egiptului, Israel, Iran, Irak, Turcia, Grecia și Italia. Am o veste bună. Singurul care a inspirat pe toți acești autori a fost Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Ai citit cartea aceasta? Iubite surori, iubiți băieți, am stat de vorbă în ultimele 4 luni de zile cu 40 de familii care au divorțat. Nu știu dacă mi se pare mult sau puțin, voi știți. Ce pot să vă spun este că voi veți fi următoare. Dacă nu luați relația cu Dumnezeu cu seriozitate. Niciuna din cele 40 de familii nu a spus așa, frate păstor, am divorțat pentru că soțul meu citește Biblia. Pentru că soția mea se roagă în cămăruță. Nu. Mi-a spus cu totul alte motive. În România, din păcate, că se mai pot obține permisă de conducere cu plicul, 250 de euro. Eu și soția mea n-am făcut lucrul ăsta. Presupunem că l-aș fi făcut. Care dintre voi ați venit cu mine cu mașina acum, eu să fiu șofer și voi lângă mine până în București? Vă asigur că niciunul. Că dacă o trebuie să-mi cumpăr permisul, înseamnă că n-am învățat nimic pentru el. Că dacă învățam, nu cumpăram permisul. Deci nu vii cu mine până în București. Cum de mergi 50 de ani cu un băiat care vine fără Biblie la biserică? Cum de mergi 50 de ani cu o fată care vine fără Biblie la biserică? Poate vă supărați în seara asta. Știți cum am pocăit cel mai mult la predicele care m-au supărat? Atât m-am pocăit. Când doctorul m-a zis, Cristi, totul e ok. Am fost mai rău la asta. Când m-au zis, nu mai mâncai, nu mai mâncai, vezi la aia, m-am supărat. Da? M-am însălătoșat. Cum stai cu Biblia? Cum stai cu Cuvântul Scripturii? Scria o fată, frate Cristi,
Băiatul care vorbesc mă minte. Vreau să pun înainte Domnului dacă e voia lui să conteze relația asta. Am zis continuu. Dacă știa Biblia, dacă respecta cuvântul Domnului, nu mai căuta. Știi ce-o vreau de să-i zic? Să-i zic eu ca păstor, du-te mai departe. Mereu zicea, mami, ai văzut ce-a zis Cristi Boriu? Ai văzut? Și dacă nu mă găsea cu tine, găsea un proroc care poate vorbea cu ce voia aia. Și mereu mai departe. Fetelor, uitați-vă bine la mine, băieții. Și dacă spune adevărul, trebuie să ai fiure. Dacă minte, nu mai bună. Și dacă spune adevărul, trebuie să fie ai dubii. Că dacă minte acum, după căsătorie, e E la X. Păi că nu va pierdura, E la X. Exponențial. Exponențial. Dar revenim mâine la căsătorie, să mă iusiți bine. Suntem interesați de ce spun ziarele, TV-ul, internetul, de ce scriu unii sau alții. Dar de ce o scris Dumnezeu? De ce nu suntem interesați? Iubiții mei, ascultați-mă bine. Foarte puțin tineri mai citesc Biblia în fiecare zi. Foarte puțin. Poate sub 10% din bisericile noastre. Nu poți să faci să ai profit mare cu o investiție mică. Biruințele mari le ai numai cu investiții pe măsură. N-ai vrea din seara asta să spui, vreau cartea asta. Spunea Ianis, băiatul de 6 ani jumate, cu care acum ne chemim să citească mai bine. Tati, când ne cumpere o Biblie. M-a mișcat. De când bea lapte, de la 1 an jumate, 2, l-am luat cu mine în misiune. Când era cu Pampers pe el, ca să împărțim sarcina cu soția, că nu pot să-mi duc singur și iau 6 case. Și o pun ca să te fonsă. Câte? Și am așteptat ziua asta. Și m-am bucurat. O întreba săptămâna trecută, tati, că am făcut chemarea într-o biserică. Tati, eu când pot să ies în față? La 6 ani jumate sunt copiii care își doresc cartea. Îmi duc aminte când m-a murit un mare scriitor din Anglia. Era în ultimele secunde din viață, ultimele minute, dar avea mai respirat. Și avea un om care era acolo lângă el, care l-ajuta și-o zis, dă-mi cartea. Avea peste 20.000 de volume în biblioteca. Și robul ăla care a zis, Domnul, mă scuzați, care carte? Și-o zis, pentru mine nu există decât o singură carte. Și asta e Biblia. Dar eu vreau să mă aruncă pe ea. Este un panou în România, nu știu ce mi l-a pus, dar tare frumos o scris. Scrie așa, degeaba știi să citești dacă n-ai citit niciodată Biblia. De câte ori ai citit Biblia până astăzi? Iubiții mei, o să vă spun că diavolul știe foarte bine Biblia. De 6.000 de ani, o rog mi-e și o citește zilnic. Încă pe vremea Domnului Iisus o știa pe de rost, nu? Asta e că... La Iisus Hristos, pentru că Iisus era tare în Scriptură, la 12 ani știi ce putea în timpul, da? La Iisus Hristos a venit cu Biblia. La tine cu cine, cu ce vine diavolul? Cred că dacă vine cu Biblia, te pierde. Că nu se bune scrie. Iubiții mei, vreau să înțelegem din seara asta că trebuie să punem preț pe Biblie. Pe Cuvântul lui Dumnezeu. O să zice un vorba altă spus în închisoare. 14 ani de pușcări eu făcut vorba. Vă recomand studiți cărțile lui. A lui Sabina vorba în Obletea Suferinței. Face bine, loc de TikTok, mere bine. Știți? Merge foarte fain. Dar mai ne citesc Biblia, dar au zis vorba, dacă n-aș fi avut Biblia în minte, în pușcărie, aș fi ieșit nebun de acolo. Dar așa zice, știți cum am petrecut, zice, multe nopți și zile. Cel puțin 2 ani zile vorba, n-am văzut dacă era soare afară, n-am văzut de cei că era în jos la subsol. 2 ani n-am văzut o rază de lumină. Dar au zis vorba, îmi imaginam că eram în fața bisericii, trebuia să predic. Și din ce predicăm asta? Din psalmul 23. Mâine din psalmul 27. Mâine din 34. Și predicile alea, care mi le-am făcut acolo și le vineam de la Domnul, m-au reținut cu mintea treasă. Spune o cântare, cântată de o soră din biserica noastră, care de 30 și ceva de ani. Ia bătaie de la soț, ia bajocură de la soț. Spune o cântare, ce-i face în suferință dacă astăzi nu ți-adun?
iertare prin credință și har prin rugăciune. Ce o să facem într-o zi fără Biblie? Ascultă-mă și închei punctul al doilea. Diavolul va face orice să te țină departe de Biblie, departe de adevăr. Uitați-vă că odată lumii milioane de filme, milioane de reviste, de cărți. Sunt uimit, văd tineri lângă mine care știu că mesii s-au transferat de nu știu unde, nu știu unde. Dar dacă îi întreb de Estera, o caută în Apocalipsa. Sunt uimit. Știu surorile noastre, știu fetele noastre, multe staruri de la Hollywood. Și dacă le întreb ceva din Biblie, să dă mai multe oarete, să mă uit un pic, să studiez. Iubiții mei, vă provoc în seara aceasta. Ia cartea asta. Să-ți îndrăgeai și să-ți fie drag de ea. Nu lăsa pe diavol. Asta e provocarea cu care închei punctul al doilea, să știe Biblia mai bine ca tine. Când vine ziua când te va ispiti și spune lea că Duhul Sfânt vă va aduce aminte, nu vă va dicta. Păi dacă n-am cules. 3. O altă disciplină, dragii mei, pe care trebuie să avem în viața noastră, ai, ne plac hărfurile goale, nu știu. Hungry for God, scrie aici. Flământ pentru Dumnezeu, da? Disciplina postului. Disciplina postului. Iubiții mei, timpul trece, timpul zboară, mă și la ceas, mă și la voi. Nu mai citesc, vă aduc doar aminte că Estera într-o zi era la palat și era într-o situație limită de viață și de moarte. Și ea spune către Mardoheu, Mardoheu, mi-e greu să fac lucrul ăsta, nu vreau să fac lucrul ăsta. Și Mardoheu îi spune că nimic din voi, din viața unui creștin, nu-i la voia întâmplării. Și poate pentru o vreme ca și aceasta este ea acolo. Și-o zis, du-te la împărat. Du-te la împărat. Și Estera înțelege un lucru foarte interesant. Puteți să zic că Estera, mă, cum s-a dat privirea împăratului? În special, fetele, cred că știu lucrul. Dacă nu știți, ar trebui să știți că băieții sunt atrași de decolteuri, de ochii strânte, de blugi strânți. Și a trebuit să nu le apetrește. Că dacă la tragi cu corpul pe băiatul cu care te căsătorești, trebuie să-l ții cu corpul. Și corpul se schimba. Și totdeauna va fi alta cu corp mai frumos ca și tine. Nu mă duc foarte mult că mâine despre căsătorie. Dar Estera cred că știa. Mă, îmi iau cu niște colanți pe mine și mă duc la băiatul, la împăratul ăsta. Și cred că nu o să mă resping. Dar nu a făcut asta. Știți ce a zis Estera? Și m-am duc când din Biblia nu scrie. Dar vă rog să vă gândiți, poate cineva să postească 3 zile dacă nu a postit niciodată în viață? Eu nu cred asta. Nu cred așa. Eu cred că într-o zi în clasa a doua, a treia, nu știu cum a fi fost sistemul școlar atunci. Dar o fi mers la școală, era ziua de miercuri sau de vineri. Și era pauza mare. Aduc întrebarea asta ca să înțelegeți ce vreau să spun. Eu am pățit lucrul ăsta. Că m-au niște părinți care m-au învățat ca și barul eu pe Estera. Și-o mărs Estera și o deschide dulta să mănânce. Și era geanta goală. Și cred că în ziua aceea și-au bătut toți colegi joc de ea. Păi a mâncat o pauză mare să ieri și el mai merge să mănânce. Și-o mărs acasă și-o zis, Mardu, eu, ce mi-ai făcut? A uitat să-mi pus ieri. A pus ceva, te-au luat-o după carte. O zis Estera, hai să spun ceva. Noi suntem robe aici. La NAF nu avem relații, la primărie nu avem relații, la guvern nu avem. Noi suntem robi aici. Singura relație pe care o avem e în cer, la Dumnezeu. Estera, viața te va duce pe sus și jos. Pe la școli, pe la locuri de muncă. Pe unde vei merge? Nu știu. Nici nu cred că i-a spus de împărăție, pentru că nu cred că și-o putut imagina. Asta apropo, nu e o altă minune. O sclavă să ajungă împărat. Împărătează. Și eu spus Estera, noi în viața de azi, de aici, avem un singur scop. Nu să atragem privirea împăratului de aici de jos, ci privirea împăratului de sus. Și asta nu putem decât prin post și prin rugăciune. Ce bucuros a fost Estera săptămâna următoare la școală. Nu se mai simțea jignit. Tu cum te simți când? Sau tu nu păzești, nu? Cât ai avut ultima zi de post? La școală. O postit de seara, apoi poate cred că la, nu știu, la facultate poate fi pus, și fi cercat cu 2 zile. 3. Și într-o zi eu zis către Mardoheu, m-ai învățat ceva. Hai să postim.
Vreau să vă pun o întrebare și vreau să răspundeți acolo unde sunteți voi, la voi în minte. Pentru cine a fost greu să postească? Pentru Estera sau pentru Mardoheu? Pentru Estera. Că Mardoheu cred că ce avea acasă? La Estera avea bufetul de azi. Știi? Zeci de feluri de mâncare. O zis trei zile, nici eu, nici spus de cele mele. Au făcut din post o disciplină și când a avut cel mai mare nevoie de acel post, o salva Dumnezeu o națiune. Și acum te mai întreba, oare merită? Iubiții mei, trebuie să aveți o zi pe săptămână. Începe să aveți o zi pe săptămână. O zi pe săptămână când să renunți la nevoile trupului pentru a te concentra pe nevoile sufletului. Revin la rugăciune pentru puțin, da? Daniel nu doar se ruga, ci și postea Daniel 9 cu 3. Și mi-am întors față spre Domnul ca să-L caut cu rugăciune și cere, postind în sac, și ce noștri. Iubiții mei, rugăciune, post, citirea Bibliei. În stat la mine și am luat masă cu un frate și mi-a spus, Adi Fii, să zic ceva foarte tare. Mama mea are 70 ceva de ani și până astăzi a citit Biblia de 138 de ori. O zici, nu are altă dragoste. Ce oameni am avut? Și tu poți să fii un astfel de om. Postul și rugăciunea, iubiții mei, alungă demonii. Vreau să vă spun astăzi ceva despre demon, foarte important. Orice păcat de care nu te poți lăsa, ascultă-mă, înseamnă că e un demon acolo care te stăpânește. Faceți diferență între când cineva vine să spună un pachet de țigări în față și tu spui. Am vorbit despre ispită, da? A trecut acum 2 ani, dar am ajuns, da? Până la mea conferință. O ispită e una, viciu e cu totul altceva. Vreau să vă dau o veste bună. Matei 17:21. Acest soi de dragi nu este afară decât cu rugăciune și cu post. O vei cineva la un proroc, poate proroc zice, nu poți să mă las de azi. Și prorocul din partea Domnului l-a întrebat, când ai postit ultima? Acum 6 luni. Până la 12, că mă durea capul. Mă durea capul. Iubiții mei, ascultați-mă bine și încheie și punctul 3. Oamenii care nu se pot înfrâna de la o mâncare, nu se pot înfrâna nici de la alte lucruri. Cine are urechi, să audă. 4. O altă disciplină pe care trebuie să o practicăm fiecare dintre noi este disciplina dărnicie. Nu știu, vă place colecta? Cred că cea mai mare bucurie la biserică trebuie să fie colectă. Noi dau Domnul, nu? Dragii mei, haideți să ne ocupăm un minut de zeciuială, dărnicie și milostenie. Să facem diferență între astea, că e o confuzie fenomenală în zecile noastre. Mulți vin, frate, unde scrie Noul Testament de zeciuială? Scrie câteva lor. Scrie și nici pe alea să nu le lași nefăcute, nici pe astea, da? Adică Biblia spune așa, măi, zeciuiala, trebuie să o dea fiecare, dar zeciuiala e minimum. Dar Domnul Iisus și Apostolii nu mai pus în Noul Testament accent pe zeciuială, pentru că zeciuiala avea conotație în lege. Adică era că ai chef, că n-ai chef, era literă de lege. Și-o zis Domnul, măi, eu nu vreau să vii trist, să deschizi pormoneul și cu lacrimi de jale, că-ți pare rău să pui. Nu! Eu vreau să faci cu dragoste. Și atunci, în Noul Testament, se folosește mai mult următorii termeni. Milostenie și dărnicie. Facem diferența între milostenie și dărnicie. Da? De exemplu, Asociația Milodicesc, pe care unii dintre voi poate știți. Am fost acuzați de nu știu câți. Bineînțeles, aia care nu fac nimic. Da? Am fost acuzați de ce vă afișați pe YouTube. Că nu trebuie să știe ce face stânga și dreapta. Iubiții mei, nu confundați milostenia cu dărnicia. De exemplu, dacă eu și soția mea mă duc la o văduvă și las niște bani, nu fac video pe YouTube. Că sunt eu cu soția sau sunt eu singur. Acum, că sunt eu cu soția sau că sunt eu în fața Domnului, suntem un singur trup. Da? Aia e milostenie. Dărnicia e când faci ceva. De exemplu, strângi o colectă în biserică pentru la biserică, pentru un proiect în Oltenia, pentru nu știu ce. Aia e dărnicie. Citiți în Corinteni 8, 2 Corinteni 8. Dărnicia macedonienilor. Pavel, dacă ar fi avut astăzi, ar fi afișat. Atunci au putut prin scrisoare să zică, uitați ce au făcut macedonienii. E dărnicie. Să nu faceți confuzie între lucrurile astea, da? Când lucrezi cu banii altora, când faci o dărnicie în grup, trebuie să fii transparent. Noi nu spunem numele celălalt.
Da, trebuie să lucrăm cu transparență. Domnul să ne ajute la asta. Dălnicie, milostenie, zeciuială, da? Fiecare cum vreți să, la ce vă implicați voi, vreau să vă spun, dragii mei, că primii bani care ți intră, sper că mulți dintre voi luați bursă, da? Că învățați foarte bine, slăviți să fie Domnul, da? Poate că eu sunt la școală, eu nu iau bani. Mă, iei bani, că ești foarte bun și ai bursă, da? Da? Bun. Care lucrați? Primii bani care trebuie să plece când îmi intre salariul, ascultați-mă bine, nu-i curentul. Nu e mail-ul, nu e în țară, nu știu cum e la voi. Nu-i Vodafone sau Orange-ul. Primii bani care trebuie să plece sunt partea Domnului. Am văzut că puneți, aleluia, să vă să fie Domnul. No. Greu, greu, foarte greu. Foarte greu merge seara asta, da? Iubiții mei, uitați-vă, n-avem timp acum să ne uităm în Exod, Deuteronom. O zis Domnul așa, când îți naște oaia, mi-l dă mie pe priola. Nu zis Domnul, când ai 10, când ai și mie 1. Știți că evreul ăla nu știa dacă o să mai aibă încă 9 după aia, sau 2 sau 3, nu știa. Dar primul mergea pentru Domnul. Ce înseamnă faptul ăsta? Primii bani care mi intră îs un act al credinței dacă pleacă pentru Dumnezeu 10 ani. O spun cu bucurie, nu o spun cu laudă, dar o spun și vreau să, astăzi să vă motivez. Din 2007, de când am luat primul salariu, da? Am făcut din zeciuială, din dărnicie, o disciplină. Întotdeauna în pormoneul meu am două locuri. Banii de aici, din stânga sa mea, din dreapta, din spate, spre Domnul. Dacă iau aruncate de la copii, iubiții mei, din fața bancomatului, iau o zeciuială și o pun în spatele pormoneului. Aia e partea Domnului. Ăsta e un act al credinței. Ăia 10% îi dai Domnului și celălalt 90% îți binecuvântați. Asta trebuie să fie o practică, asta trebuie să fie o disciplină. Și o să vedeți că Dumnezeu nu o să vă dezamăgească. Noi tot aud pe tine, frate Cristi, eu vreau să pun un semn. Dacă ești o semn, trebuie să tune mâine pe cea. Să fulge. Iubiții mei, o zis, îl pun pe Domnul la încercare. Singurul loc din Biblie unde spune puneți-mă la încercare e la zeciuială. Încă n-am auzit să zică niciun băiat. Frate Cristi, dau 2000 de euro și dacă e de la Domnul fapta asta, banii ăștia să ajungă la săraci și să fie o binecuvântare și rugăciunile săracilor să le îndupleze pe Domnul să-mi dea fata aia. Încă n-am auzit asta. Dar biblic asta! Noi vrem să-L punem cu Dumnezeu la test cu ceva și să nu ne costă nimic. Auzi, eu stau pe frâmbă, dau like-uri și văd dacă plouă, bădea mâine. A, nu plouă. Încercăm voi mâine. Nu? Asta fac cei mai mulți. Nu! Biblia spune în Maleah, puneți-vă la încercare! Cu tristețe vă spun că la asociație am primit haine mucevite în numele Domnului. Și-au făcut musculat pe-un dulap și-au bucurat pe-un dulap și-au zis să mai spun de lenjerie murdară, de pantolă de training murdară, de cămăși rupte, nu mai spun. Dar în numele Domnului, nu-ți bate jocul Dumnezeu, că Dumnezeu nu și-a bătut jocul de voi. Mai spun ceva aici, iubiții mei, la ascultați-mă, e o disciplină lucrul ăsta. Am văzut în bisericile noastre, sunt oameni care dau numai dacă sunt proiecte sentimentale. Dacă moare mama de la 13 copii, dă și el. Altfel, nu, nici cu nimica, poți să urmă lângă el. El tot timpul bine pregătit. Ce proiect sentimental aveți astăzi? De altfel, nu dă. Iubiții mei, că e renovare, că e cheltuială, că e o mamă, că e o tată, că e o... Îți spune Domnului, nu? Dumnezeu îi folosește, nu? Mai spun ceva foarte important. Când totdeauna când Biblia vorbește despre zeciuială, niciodată nu spune dați, ci spune așa, aduceți. E interesant lucrul ăsta. Pentru că acea parte, iubiții mei, este a Domnului. De exemplu, eu dacă împrumut mașina mea fratelui, un frate din comitet, da? Eu nu-i spun, auzi, când dai mașina înapoi? Când îmi aduci mașina înapoi? De ce? E mea. Acum, vă dau 3-4 exemple. Maleah 3 cu 10, aduceți. Exod 23 cu 19, să aduci în casa Domnului. Numărul 18 cu 2, îți dau cele din tâi roade pe care le vor aduce Domnului. Neemia 10 cu 35, am hotărât să aducem. Concluzie. Ai două opțiuni, să aduci partea Domnului sau să o furi.
Dacă nu mi-a dat mașina înapoi, când oferim Domnului partea lui, ascultați-mă, că mulți zic, dar de ce trebuie să fac asta? De ce trebuie să fiu disciplinat? De ce nu pot să fac când am chef? Iubiții mei, când ofer Domnului partea lui, devii mai puțin zgârcit și mai puțin egoist. Și într-o viață de om, 40, 50, 60, 80 de ani, aceste gesturi mici lucrează în tine un caracter extraordinar de dăruire, de jertfă, de sacrificiu. Și ia Iisus chip în tine. Și mai este un avantaj. Mă ajută să nu mă lipesc de lucrurile vremelnice. Știți la ce nivel trebuie să ajungeți? Că aveți 1000 de euro buzunar sau un euro sau un cent, nu trebuie să te vezi mai sus sau mai jos de loc. Trebuie să simți tot ce am de la Domnul. Mai spun un lucru ca să vedeți ce a pățit în familia noastră. În urmă cu 5 ani, Domnul a lăsat o seară de cercetare peste biserica Muntele Sionului din Deva. Acum, am văzut mulți când îți bucuroși, vă zice, Domnul a cercetat pe soacră mea. A fost o seară deosebită, zici. Sau pe nevastă mea. Mă zice, numai cu lacrimi mi-a uitat acasă. Deci că n-am mai recunoscut numai. Vreau să vă spun că în seara aia Domnul m-a cercetat pe mine. Așa de frumos e când Domnul pe tine te cercetează. Și am venit acasă, am zis, dragă, spun ce am avut în timpul rugăciunii. Ce îndemn am avut? Să nu mai dăm 10%, să mărim. Și ca să nu mă acuzați de mândrie, nu spun la cât am mărit. Dar de 5 ani de zile, în fiecare lună, din toți banii care ne intră în casă, dăm mai mult de 10%. Vreau să vă spun că de 5 ani am văzut binecuvântări la locul de muncă, cum n-am văzut în viața mea. Am văzut binecuvântări la copii, am văzut în toate domeniile, mâna lui Dumnezeu. Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc și toate celelalte vor fi în ordine. Și în ultimul rând, mai este un domeniu în care trebuie să fim disciplinați. Disciplina mersului la adunare, frecventării biserici. Iubiții mei, a venit la biserică sau la tinerii când ai chef sau când ai timp, înseamnă lipsă de disciplină. Nu știu cum e la voi la biserică, dar noi am observat un aspect, în special la tinere. Dacă faci banner pe WhatsApp, ai șansă să fie cam toți. Dacă mai anunți și pe Insta, vin și din alte biserici. Dacă mai pui și pe FB, dacă mai trimiți și la alte o reclamă, nu mai ai loc în biserică. Dacă nu faci din asta toate, cam predești că la puțin. Din ce cauză? Pentru că cei mai mulți pun întrebarea asta, frate păstor, cine predică în seara asta? Cine vine? Iubiți-mi, hai să vă spun ce gândul dat Domnul acum într-o zi. Întotdeauna când merg în misiune, când ies din biserică în drum spre casă, prima persoană pe care o sun e soția. Să văd cum e soția, cum sunt copii, am 2-3 ore de condus până acasă, să văd dacă toate sunt în ordine. Eu când o sun pe soție, nu întreb, dragă, cine o vin la noi musafir? Să știu dacă vine acasă sau nu, că n-am să vin. Avem ceva musafir, seara asta. Iubiții mei, atât de logic e ceea ce vă spun. De ce? Pentru că tu cu Iisus ai făcut legământ, nu cu Cristi Boariu. Că Cristi Boariu nu le-a predică sau că le-a predică. Nu contează asta. Iisus Hristos e în casa Lui. Dar tu te nu mai întreba, bă, cine vine, că la final o să vină. Tu cu Domnul ai făcut legământ. Nu? Păi dacă soția mea e acasă, copiii sunt acasă. Unde sunt? Acasă, nu? Aici e casa Lui. Foarte mulți oameni vin la evenimente. La botez se rup. Dăm o structură de beton la balcon să fie cedeze. La evanghelizat. Și în rest, nu știu cum e la voi dacă aveți peste de mașini, dar în România avem multe peste de mașini. Să vedeți duminică dimineața, așa multe mașini parcate, au ce scrie, cer, har, dar, ești la mașină, dar nu știu. O să vadă prețul la unde avea. Noi ne spetim în biserică, ne trăim acolo pe jos, ne rugăm, ei sunt viață. Piața de mașini. Dar să vedeți când copilul e bolnav, cum caută biserica. Și revin la Daniel. Revin la Daniel. Nu vi se pare interesant când gura pacolei Daniel nu face nicio rugăciune? E incredibil. Cât de rugă... Auziți, câți bani trebuie să ai că atunci când e cea mai mare criză în lumea asta, să nu cere drumul de la nimeni. Trebuie să ai ceva. No, așa e cu rugăciune. Nu au zis împărat, înainte să pui capacul ăla, sună pe Mergea, pe Franța. Pune-ți la asta rugăciune, că numai Domnul mă scapă de liniște. Nu. Au zis gata. Au zis liniște. Deci au zis, cred că așa au zis Daniel pe locul vor. Doamne, până acum am
cum aveai vorbit tu. Iubiții mei, am citit recent, de câteva luni, pasajul ăsta, nu știu pentru câte oară, și m-a mișcat Domnul cu ceva. Spune pasajul așa, că atunci când Daniel a fost scos din groapă, au fost aruncați părâșii lui Daniel. Biblia spune că Îngerul Domnului a fost cu Daniel în groapă. Nu știu cât a fost. 8 ore, schimbul 3, nu știu. Cred că ca schimbul 3 a făcut. Eu am o întrebare. Un înger care stă 8 ore să închidă gura la lei, unde s-a grăbit că nu mai putut sta un sfert de oară? Că era tare benefic, știți? Nu pentru Daniel a fost fain, dar pentru aia era fain la puterea a doua, dacă se vede. Știți? Apropo, Psalmul 34:7. Îngerul Domnului dăvărește în jurul celor ce se tem de Domnul. Și aia care se tem de Domnul, comunică cu Domnul. Știți cine cred că s-a rugat în multe groc? Nu am apucat să rogem, dar când doar aterizam. Știți cine? Părâșii. Numai că nu ascultă nimeni. O, câți ne sună din spital. Frate pastor, poate pe spital, de ce? Toată viața mi-a spus să vin la biserică. Aș avea nevoie să mă rugați pentru mine. Eu mă rog, dar ca și Bacovia simt că și eu e plumb. Dragii mei, închei cu această prezență la adunare, la închinare. Evrei 10:25. Să nu părăsim adunarea noastră. Cum am unii? Știți că unii își fac o disciplină din a fi prezent și alții fac o disciplină din a lipsi. Zice, bă, nu mă duc duminica viitoare că îmi stric obiceiul. Deci, n-ar rost să mă duc. Deci, lasă că așa mai bine. Ori acum poate vedea în acasă. M-a durut inima și părinte din cauza pandemiei, că am avut biserica închisă. M-a durut. Și știți de ce m-a durut cel mai mult? Nu de oamenii spirituali, că aia care au odăiți acasă și poștă rugăciune, aia au supraviețuit. Dar erau între noi unii care aveau o resuscitare duminică seara la predică. Din aia trăiau. Atât. Și bă, aia am pierdut. Încercăm să recuperăm, nu știu cum o să reușim. Acum stau acasă și schimbă. Nu le convine la Elim, mută la înaltă biserică. Schimbă canalul. Știi ce mai fac? Mută custorul în față. Noi stăm 3 ore aici, transpirăm, eu intrăm într-o terminală, mă fac cursorul ca ăla predică. Deci lasă. A cântă cu cânt. O mutam și-o termina. Vezi fost spiritual. Să vezi unde ajung oamenii ăștia. Iubiții mei, avem nevoie de biserică. Avem nevoie de biserică. Nu știu ce vrem vorbim. Nu știu ce prestă să plătim. Dar vreau din toată inima să ne mai putem strânge. Și când nu să ne mai putem strânge aici, o să ne strângem acasă. Dar a fost o lucrare pe care nu o să uit și am fost martor și o zis, Domnul, prețuiți vremea asta. Că vine vremea când doi cu doi nu se vor mai putea strânge. Prețuiești vremea asta? Ce mare a să putem fi împreună. Iubiții mei, mă apropii de final, mai spunându-vă încă două lucruri. Unu. Am vorbit de lucruri obișnuite. Creștinul adevărat nu este cel care face lucrurile deosebite, ci cel care face lucrurile obișnuite într-un mod deosebit. Nu știți ce vreau să facem? Frate zice, eu cu rugăciune, lasă-mă, zice, eu cu post, pune-ți pe altul. Auzi, când aveți un solo în față, zice, eu... Abonat, zice. Dar și dacă nu mă pui la solo jumate de an, nu mă mai găsesc la biserică. Ăștia sunt numai oamenii care vor să facă lucrurile deosebite. Îl sun, vezi că avem duminică biserică. Mă, băi, la ori trebuie ce nu ne ia. La voi ne-aș apătura eu nu-i zic slăvit să fie Domnul. Iubiți mei, fiți foarte atenți. Creștinul adevărat nu este cel care face lucrurile deosebite, ci cel care face lucrurile obișnuite. Post, rugăciune, dărnicie, milostenie, secială, prezentă la biserică. Într-un mod deosebit. El se roagă cu gândul la sărmane. El se roagă cu lacrimi. El nu dă, bă, iară trebuie la păstorul ăsta, bă, trebuie renovarele preromane, că nu mai scăpăm de ei. Am pățit noi la noi, am avut trebuie de renovare și știu cum a fost și cât de comentarii au fost. Știu. Dar știți ce m-a spus unul din comitet? Cristi să nu uiți. Că lucrarea lui Dumnezeu întotdeauna s-a făcut cu oameni puțini. Și ce i-am spus? Vreau să fiu pentru ea puțin. Vreau să fiu pentru ea puțin. Tu ești pentru ea puțin.
Tu ești? M-am gândit la copilul ăla. Ce fain să fii prezent acolo, la biserică unde e Iisus. Copilul ăla care a venit cu 5 pâini și 2 pești. Nu știu dacă părinții lui au fost acolo. Atât de mult mă mișcă. Atât de mult mă mișcă. Întâmplarea aia. Putea să zic că Iisus fac așa? O rugăciune, cu lacrimi, o brutărie. Apar. Și putem să facă asta. O zici, nu. Am aici un copil. Colegiul lui se joacă acasă pe Xbox. Vorbesc în termenii noștri. Colegiul lui stau pentru că joacă Portugalia cu Spania. Colegiul lui este în altă parte. Prietenul lui este în altă parte. Iubiții mei, el cred că mergi la mami și zice, mami, am auzit că vede Domnul și pe lângă casa noastră, pe lângă strada noastră, până regiunea, pe câmpia noastră. Nu pui și mie un pachet. Păi că știi cum e când îți spui pachet, înseamnă că nu vii după 10 minute, nu? Mami, poate o să predice mai lung. Dacă mi se face foame. Nu știu cum predica Iisus, dar ce știu e că nu am apucat să mănânce pe ea. Atunci când ucenicii nu mi-au iau soluții și o recunosc și eu ca slujitor, uneori nu mai avem soluții. Și se ridică cu copilul și se duce într-un sal, în biserică, și te prăbuși și te dăm seama că Dumnezeu a vorbit. Atunci când Andrei și Filip și când alții nu mai iau soluții, au văzut locul că este cineva acolo. Au pus în mintea lor să cerceteze cei care erau acolo. Și nu știu, că nu cred că erau plase atunci. Nu știu unde s-a pus aia. Dar au văzut cineva care avea o rezervă. Haideți. Și s-au rugat Iisus. Voi v-ați gândit, dragii mei, ce bucuros a fost copilul ăla când a plecat acasă și a zis, mami, îți mulțumesc pentru pachetul care mi l-ai dat, dar îți dau o veste bună. Din 15 și 2 pești, o mâncat 6.000. Cred că mama s-a șocat. Dar cum? Păi zice, atunci când se roagă Iisus, se satură toți. Iubiți să mai predic asta prin mâinii pentru mine. Dacă vrei să ieși pentru tine ceva, iau ca din partea lui Dumnezeu. Dar vreau să închei cu Filipeni. Pentru că o să mă trebuie de Cristi. Parcă mi-e greu să mă apuc de ce mai zice. Nu știu, oare merg? Nu știu, e greu să renunț la multe lucruri, sacrifici. Nu. Oare merg? Poți să oprești rău slide-urile. Și să pui, te rog, Filipeni 4 cu 13. Am citit un text despre Pavel, în care Pavel a spus, mă lupt, mă înfrânez. Alerg! Nu mă duc la pas, nu mă opresc, mai mănânc semințe, popcorn, țin scorul ca și aia care a stat în tribună și se uită la aia care joacă și transpiră. Și zic, bă, fii atent cu dapă lângă, o ratat. Dacă eram eu, dacă erai, tu trebuie să fie bol jos. Fără să fie. Nu să fii scorul. Nu, Pavel nu zice așa. Pavel zice, nu stau în tribună, eu alerg. Că nu știu cât îi mai pot predica, nu știu cât îi mai pot merge la biserică. Nu știu cât îi mai pot da bani la săraci. Nu știu cât îi mai pot să postez, nu știu. Dar alerg. Și a scris Pavel epistola către Corinteni. Și au trecut ani. Și îl găsesc, spun, cel mai multe lucruri care au fost în Roma. Anul 62. Și scrie câteva epistole. Ultima care o scrie lui Timotei. Înainte de Timotei, scrie o scrisoare către Filipeni. Pune pe rog Filipeni 4 cu 13. Vă întreb, nu știu, să vedeți dacă omul acesta care a luptat, să vedeți ce omul să spună. Un verset pe care cel mai mult dintre voi știți pe de rost. Dar fiți foarte atenți cum o citiți. O zi, Pavel, pot totul în Hristos. Care mă întâlnește. Nu așa scrie. Nu așa scrie. Împărțirea versetelor în Biblie a fost făcută mult mai recent. Atunci când Pavel a scris, era o scrisoare întreagă. Pune Filipeni 4 cu 12. Trei de ani avea Pavel din momentul convertirii până când o știu, o scris scrisoarea aceasta. 30 de ani. Se apropia de final. De tăierea capului din Roma. Și-a zis Pavel către Filipeni după o viață de disciplină, de luptă, de înfrânare, de alergare, am ajuns să vă spun ceva filipenilor. Știu să trăiesc merit. Știu să trăiesc în ușor.
că umblu cu Logan sau cu Mercedes, sunt același om. Că stau pe chirie sau în casă faină cu etaj, pentru mine e la fel. Că am 500 de mei în cont sau că nu am nimic, că nu am ajutorul de șomaș, că m-am pierdut tot. Eu sunt la fel. În totul și pretutindeni. Ce scrie aici? M-am depres. Ce înseamnă asta? Disciplină. Să fiu, nu știu, frații care sunt căsătoriți sau băieți care veniți acasă și mama mai are pe lângă voi 5-6 frați și nu am apucat să vă încălzească mâncarea, vreau să fie gata mâncarea. V-ați deprins să mai fiți sătui încă jumătate de oră până termină mâncarea. O, ce scandal fac unii când ajung acasă. Nu s-au deprins. Să fiu sătul și flămând, să fiu un belșug și să fiu în lipsă. O zis Pavel așa, după 30 de ani de disciplină. După ce am mers în misiune unde frații m-au cazat în pușcărie. După ce am ajuns în misiune unde frații vreau să mă ducă la final la restaurant, m-au aruncat pietre mine. După ce am mers în misiune și frații m-au mințit între frații misionari. Ce am făcut? Ce-o zis Pavel? I-am băgat în tribunal, mă! Mi-am băgat cel mai tare avocat din Bruxelles și am dat un judecat. Am rugat pentru ei. Am tăcut din gură. Îmi spunea un pastor care a trecut printr-o perioadă grea cu biserica, acum câțiva ani. Grea perioadă de câțiva ani. O zis Cristi, înainte să înceapă perioada, mi-a spus Duhul Sfânt așa printr-o prorocie. Vine vremea când trebuie să taci cum n-ai tăcut, să iubești cum n-ai iubit și să rați cum n-ai redat niciodată. O zis de Cristi, am fost săcut în ultimul an, cu ou și cu oțe. Și când trebuia să spun ceva, auzeam prorocia. Taci. Știți cât? Mă uit la copiii mei. 2 ani trebuie să vorbească. 60 să tacă. N-am zis că românul le știe pe toate. Se bagă și în Apocalipsă, chiar dacă am abandonare. Dar el pe toate le știe. Tot știe. Tot cunoaște. Nu mai știu să tăcem iubiții mei. Care e disciplina asta? Noi tăcem la rugăciune, nu tăcem la rugăciune. Noi când trebuie să vorbim de ce și când trebuie să tăcem vorbim. O zis Pavel, pentru că am ajuns să-mi disciplinez viața, pot totul de Hristos. Care mă întărește? Iubiții mei, în seara asta vreau să facem rugăciune. Nu știu cum stai cu rugăciune. Dar vreau să spun că dacă stai cu ochii deschiși la rugăciune și vine Domnul în seara asta, nu merge în cer. Dacă eu când vorbesc cu soția, stau pe telefon și nu bag în seamă, dacă mă uit în altă parte, relația noastră în 2-3 luni se face praf. Un om care e mântuit cu adevărat, dar te așteaptă să vorbească cu Creatorul. Un om care citește Biblia în fiecare zi, vă spun o veste bună, vine cu ea la biserică. Dacă nu ți-ai dus în seara asta, cea mai mare dovadă că predica asta a avut efect că mâine vin cu Biblia la biserică. Un om care e mântuit citește Biblia. Un om care vrea să lupte cu el cu pumnul. Știa Pavel să dea cu pumnul, dar nu în alții, ci în el. Un om care știe să postească. Și când vezi că hormonii nu-ți mai dau pace, ia auzi de 2-3 post, 3 post, 3 zile. Dar nu poți din ăla, auzi, postez până la 5 și apoi tot ce am mâncat mănânc. Mai fac și 2 rebă. Așa fac cei mai mulți. Așa fac cei mai mulți. Vă provoc la ceva. Încercați 3 luni să nu mâncați dulce. E mai greu decât postul normal. E mai greu. Încercați. Să vedeți ce greu e. Fă tot ce poți ca să mai tacă trupul ăsta, să mai îl oprești. Că dacă nu te va duce în iadă într-o zi. Dacă îi dai tot ce vrea. Dacă în seara asta până acum ai strâns. Tot ai strâns. Și spunea poezia, cât ai trăit, ai strâns și ai strâns. Strânge de pe crengi furtuna și acum te uiți cu ochii plângi că toate câte ți-ai strâns, te lasă una câte lungă cu una. Ați văzut cine a murit în Italia, da? Cel mai bogat român, 3 miliarde de euro în cont. S-a uitat moartea cât bani a avut. M-am întrebat atunci când dormi cu avionul în picaj, am văzut imagini jos. Trebuia să ia lângă el un safety pilot. Da, mă învață pe mine. Am gândit, oare din așa 3 milioane, cât o trimis în cer? Am gândit eu.
fiecare lună intră din chirie în România o avere inestimabilă, incredibilă. Te uiți că toate câte ți le-ai strâns de lor să una câte una. Ai vrut în lume de nevoie să-ți faci un rai, ce cu pezanță. Și acum dai totul înapoi și pleci din rai cu pumnii goi. Iar unde pleci tu, ai speranță? Ai vrut aici pe acest pământ să-ți sapă inima flămândă, dar toate aici se duc pe vânt, iar mai încolo de mormânt, tu nu ți-ai strâns decât o sândă. Ai vrut să fii înconjurat de tot ce mângâie privirea, dar vai, cu cât te-ai adunat, cu cât de lume te-ai legat, cu atât mai grea e despărțirea. Ultima strofă. Și lasă fata de părinți să facă încheierea. Privește, dar, ce ți-a rămas. Și singur judecă-ți ființa. Iisus te cheamă, fă un pas și apucă în ultimul tău ceas, comoară așa de preț, căința. Amen.